Povestea începe prin prezentarea lui Max Ballister, un polițist onest și foarte dedicat. El și soția sa Linda locuiesc în prezent în orașul Los Angeles, care are o rată ridicată a criminalității. În drum spre birou, Max se întâmplă să vadă doi polițiști corupți care arestează doi membrii cartelului. Polițiștii corupți confiscă probele sub formă de pachete cu droguri, gata să fie distribuite. Cu toate acestea, probele care ar fi trebuit să fie predate echipei de anchetă sunt în schimb date al cuiva. Max, care asistă la acest lucru, face imediat o fotografie pe care o va folosi ca probă pentru a-i acuza pe cei doi polițiști corupți. Din păcate, cei doi polițiști corupți își dau seama că Max le fotografiază acțiunile și îl determină să părăsească locul faptei. În acea seară, Max revizuiește fotografiile făcute mai devreme în cursul zilei, care arată pe cei doi polițiști corupți, predând dovada pachetului cu droguri unei persoane aflate într-o mașină. Din păcate, el nu poate identifica identitatea destinatarului pachetului, deoarece doar mâinile bărbatului sunt vizibile. În acel moment, Max este contactat de informatorul sau Gary, care pretinde că deține informații importante legate de misiunea pe care o gestionează, motiv pentru care Gary îl invită pe Max să se întâlnească cu el într-o locație. Fără să stea pe gânduri, Max acceptă întâlnirea. Ajunge la locul întâlnirii și se grăbește să se întâlnească cu Gary, dar o figură misterioasă se apropie pe la spate și îl în pușcă. Într-o altă zi, are loc în mormântarea lui Max, unde Simon, tatăl biologic al lui Max, participă la funeralile fiului său. Se știe că Simon este un fost șef al lumii interlope, care a condus odată orașul și a fost temul la vremea lui. Cu toate acestea, Simon a încetat de mult să mai fie un gangster, după ce fiul său a decis să devină ofițer de poliție. În schimb, Linda bănuiește că Max a fost făcut în mod deliberat să ucidă, deoarece primise misiunea de a aresta un grup de gangster implicați în traficul de droguri, din care făceau parte ofițeri de poliție corupți. Auzind acest lucru, Simon, care nu poate accepta moartea fiului său, intenționează să îndeplinească o misiune de răzbunare. Prin urmare, Simon decide să rămână temporar în oraș. El închiriază o locuință deținută de o femeie pe nume Alice. După ce inspectează camera pe care o va ocupa, Simon se întoarce la mașina sa pentru a-și lua lucrurile. Pe lângă faptul că vrea să-l omoare pe Simon, șeful bandei susține că vrea să jefuiască mașina lui. Aflând acest lucru, Simon se lupte imediat cu cei doi gangster din fața sa și declară că nu va părăsi orașul până când misiunea sa de răzbunare nu va fi îndeplinită. În acea noapte, Simon deschide dosarul pe care Max îl manipula pentru a căuta indicii despre cigașul fiului său. În dosar, Simon găsește o carte de vizită a unui detectiv pe nume Frank Shaw. În dimineața următoare, Simon merge imediat la secția de poliție pentru a se întâlni cu Frank și a se interesa de evoluția cazului morții lui Max. Acolo, Frank explică faptul că vinovatul nu a fost încă găsit, dar promite să investigeze amănunțit crima lui Max. Simon îl întreabă apoi pe Frank dacă îl cunoștea sau dacă l-a întâlnit vreodată pe Max în persoană. Frank spune că este de serviciu în Los Angeles doar de o săptămână, așa că nu a avut ocazia să-l cunoască sau să-l întâlnească pe Max. După ce aude această explicație, Simon începe să suspecteze că Frank are legătură cu moartea lui Max. Mai mult, Simon își dă seama că Frank a mințit că nu-și cunoaște fiul, chiar dacă Max i-a păstrat cartea de vizită și numărul de telefon. Cu toate acestea, Simon nu vrea să acționeze pripit fără dovezi mai solide al implicării lui Frank. Când se lasă noaptea, Gary se prezintă lui Simon și pretinde că este un informator al lui Max. Mai târziu, Gary povestește că noaptea morții lui Max trebuia să se întâlnească cu el, dar Max a fost ucis de un străin această mărturie, Simon îi cere lui Gary să-l ajute să dea de urmă identității celor responsabili de moartea fiului său. În mod ciudat, Gary refuză să-l ajute pe Simon, deoarece se teme că va ajunge ca Max. Nu mult după plecarea lui Gary, Simon este atacat de un grup de gangsteri. Cu toate acestea, datorită experienței sale de criminal, Simon îi poate învinge cu ușurință pe toți cei care îl atacă. Simon îi întreabă apoi pe gangsterii pe care i-a învins cine a trimis să-l omoare. Totuși, membrii bandei aleg să păstreze tăcerea până când Simon devine frustrat și împușcă. În altă parte, într-o ascunzătoare a gangsterilor, un șef pe nume Armand Tucker discută despre afacerile sale ilegale cu partenerul său Benny. Se pare că Armand este cunoscut ca o figură foarte brutală, care nu arată milă, după cum rese din faptul că se înfure pe Benny și își împușcă partenerul de afaceri pentru chestiune banală. Acest este momentul în care Frank sosește și îl întreabă dacă a avut grijă de Simon. Frank afirmă că atâta timp cât Simon este în viață, viețile lor vor fi în pericol, deoarece va continua să investigheze cazul uciderii lui Max, pe care ei au comis-o. Arman explică apoi că și-a trimis oamenii să l elimine pe Simon. Câteva momente mai târziu, mâna dreapta lui Arman vine să raporteze șecul eliminării lui Simon. Auzind acest lucru, Arman devine furios pe oamenii săi pentru că nu au reușit să-l elimine pe Simon, care era singură. Când Armand este pe punctul de a-și împușca subalternul, Frank încearcă să-l oprească, spunând că Simon va fi o problemă pentru ei. Mai mult, Frank se teme că Simon vrea să se răzbune pentru moartea lui Max. Datorită poziției sale de unii gangster puternic din Los Angeles, Arman susține că poate scăpa cu ușurință de Simon. Ne mutăm la Simon, care îi povestește lui Alice despre trecutul său întunecat. Simon explică faptul că Max este motivul pentru care a decis să părăsească lumea infracțională, dar acum este forțat să se întoarcă ca un gangster brutal pentru a se răzbuna pentru moartea fiului său. A doua zi, Simon se întâlnește din nou cu Gary, deoarece crede că acesta din urmă cunoște identitatea persoanei care a ucis fiul. Mai mult, Simon spune că este dispus să plătească orice sumă, atâta timp cât Gary este de acord să-l ajute. Datorită plății substanțiale, Gary acceptă în cele din urmă să vorbească, informându-l pe Simon despre un șef al lumii interlope mexicane, cunoscut sub numele Del de Civo. Aparent, Gary suspectează că El Chivo și banda sa sunt responsabili de uciderea lui Max în acea noapte. Așadar, îi dă imediat lui Simon adresa unui club de noapte, unde El Civo și banda sa se adună de obicei. În acea seară, Simon merge la clubul de noapte pentru a se întâlni cu El Chivo, pe care îl cunoaște deja că a fost partener de afaceri. În acel moment, Simon îl întreabă dacă El Chivo a fost cel care a ucis fiul, ceea ce El Civ neagă imediat. El Civo afirmă că este imposibil pentru el să facă așa ceva, deoarece Simon este un vechi prieten pe care îl respectă foarte mult. În consecință, El Civo îl informează pe Simon despre Armand, care a devenit noul șef al lumii interlope din Los Angeles. El Civo este convins că Armand și banda să l-au ucis pe Max. Auzind această mărturisire, Simon își dă seama că Gary l-a mințit și l-a întors deliberat împotriva lui El Civo. A doua zi, în timp ce Simon își conducea mașina, este atacat brusc de Isaiah și de complicii săi, ceea ce duce la urmărire în mare viteză cu focuri de armă. Simon ne atrage apoi pe membrii bandei care l atacau într-o zonă izolată, unde reușește să-i dezarmeze pe amândoi. Simon coboară apoi din mașină și îl interoghează pe Izaia cu privire la cine a pus să facă asta. Izaia recunoaște în cele din urmă că misiunea a fost dată de Armand. Câteva ore mai târziu, Izaia raportează lui Armand că nu a reușit să-l elimine pe Simon. Acest lucru îl înfurie din ce în ce mai tare pe Armand, deoarece subordonatul său a ieșit din nou în a-l pe Simon. Furios, Armand îi ordonă din nou lui Isaiah să-l ucidă pe Simon, dar îl amenință că dacă ieșează din nou, îl va elimina pe Gary. În acel moment, oamenii lui El Civo sunt furioși pe Gary, pentru că l-a întors pe Simon împotriva liderului lor. Chiar în momentul în care sunt pe punctul de a-l ataca, Simon apare pentru a-l salva pe Gary, doborându-i pe membrii bandei. Ca urmare, Gary îi mulțumește lui Simon pentru că i-a salvat viața și își cere scuze pentru că l-a întors pe Simon împotriva lui El civo. În consecință, Gary recunoaște că a făcut toate acestea pentru a proteja viața fratelui său mai mare. În ciuda acestui fapt, Gary refuză și se îndepărtează de Simon. Pe neașteptate, Simon pune în secret un dispozitiv de ascultare în geanta lui Gary. La scurt timp după aceea, Gary îl sună pe Isaiah pentru a-l informa că Simon percheziționează ascunzătoare bande lui Armand pentru a-l elimina pe el și pe toți oamenii săi. Isaiah îl invita apoi pe Gary să participe la activitățile criminale ale bandei sale din acea seară, care implică un jaf al cartelului El Chivo. În același timp, Simon, care a auzit conversația dintre Isaiah și Gary, intenționează să se deplaseze la locul tranzacției. Ajungând la fața locului, Simon îi vede pe Arman și pe Frank, pregătindu-se să se efectueze jaful. În timp ce banda lui El Chivo efectuează tranzacția, Frank intră imediat în acțiune, masacrându-i unul câte unul cu o pușcă cu lunetă. La scurt timp după aceea, Arman și oamenii se iau banii din tranzacție și pachetele, în membrilor bandei Civo, acum morți. Cu toate acestea, Simon realizează în cele din urmă că Frank este un agent corupt care a făcut afaceri ilegale cu Armandă. Câteva ore mai târziu, Simon se întoarce la locuința sa și, datorită dispozitivului de urmărire pe care îl plasase pe mașina lui Armand, descoperă că banda se îndreaptă spre locuință pentru a-l elimina. Simon i-a spus atunci lui Ali să se ascundă, în timp ce el îi va înfrunta pe bătăuși. Fără să piardă prea mult timp, Simon a reușit să elimine majoritatea oamenilor lui Armandă. Simțind că locul nu mai este sigur, Simon a invitat-o pe Alice să plece. Din păcate, în afara clubului, Simon a fost confruntat de Armand și de ceilalți membrii bandei. Într-un schimb de focuri, Simon a fost împușcat în timp ce o proteja pe Alice. Chiar înainte ca Armand și oamenii să-i să termine, s-a auzit sunetul sirenelor poliției, ceea ce a făcut pe Armand și pe oamenii să-i să fugă. După ce starea s-a început să se amelioreze, Simon și-a continuat căutarea răzbunării plănând o vizită la Gary pentru a descoperi locația scunzătorilor Armand. Ajungând la casa lui Gary, Simon este confruntat de Isaiah, care îl atacă imediat, deoarece nu vrea să pierdă timpul. Simon îl forțează apoi pe Gary să vorbească despre moartea lui Max. În ciuda presiunilor, Gary, dorind să-l protejeze pe Isaia, nu-i dezvolă lui Simon că Frank a fost cel care l-a împușcat pe Max. După ce a obținut adresele vinovaților, Simon s-a întors la locuință pentru a-și procura arme, cu care să-și ducă la bun sfârșit misiunea de răzbunare. Revenind la Arman și Frank, cei doi au fost văzuți efectuând o tranzacție cu cartelul colombian, fără să știe că Simon reușise să se infiltreze în ascunzătoare. Simțindu-se înșelați, cartelul colombian a devenit furios și s-a angajat într-un schimb de focuri cu banda lui Armandă. Ca urmare a schimbului de focuri, membrii cartelului colombian și ai bandei lui Armand sunt uciși, rămânând doar Armand și Frank. Din cauza faptului că a rămas fără muniție, Frank a fost nevoit să se dueleze cu Simon, care l-a învins cu ușurință pe detectivul corupt. Când Armand este pe punctul de a lucide pe Simon, acesta din urmă inversează prompt situația și reușește să-l elimine. În final, Simon este văzut ieșind din ascunzătoarea gangsterilor după ce și-a îndeplinit răzbunarea. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!